Filarmonica Pitești și-a delectat publicul meloman cu un concert cameral de o intensă vibrație și sensibilitate. Quartetul de violoncele alcătuit din Alexandra Guțu, Răzvan Suma, Octavian Lup și maestrul Marin Cazacu a susținut spectacolul intitulat Cellissimo. Programul a cuprins lucrări de Albinoni, Handel, Mozart, Chopin, Dressler, Dvorak, Popper, Piazzolla și Solima. Diferența între vioară și violoncel este simplă. Violoncelul arde mai mult. Este o vorbă care o spunem noi muzicienii, dar și la propriu și la figurat. Este un instrument care este foarte apropiat de vocea umană, care cucerește prin timbrul foarte, foarte cald și expresiv. Astăzi seară veți avea plăcerea să cinați împreună cu noi, pentru că va fi o cină bogată de o oră și ceva, așa cum a spus Răzvan mai devreme, în care felul întâi va fi patru violoncele, felul doi, tot patru violoncele, desertul și cafeaua tot cu patru violoncele. Și, bineînțeles, muzică foarte, foarte bună, așa sperăm noi și să vă bucurați de ea permanent. Formula de quartet de coarde o cunoașteți cu toții, vioara întâi, vioara a doua, violă, violoncel. De data aceasta, un quartet de patru violoncele este inedit nu numai pentru peisajul românesc cultural, ci și pentru peisajul mondial. Dar în cadrul unui quartet de patru violoncele, distribuția e diferită la noi, în quartetul nostru, pentru că toți suntem soliști. Fiecare are partea lui de prezentare solistică. Și veți avea ocazia să arătați imediat următoarea piesă, care este o sonată de Handel în patru părți, în care toți cei patru protagoniști vor avea posibilitatea să se desfășoare și să-l simțiți că el este sufletul muzicii în acel moment. Deci sonata de Handel din patru părți, Largo Allegro, Largo Allegro.